Ce să vezi, când ieși din Timișoara, pe lângă Cet Sud, găsești tot așa grijă mare pentru șoferi, persoanele cu mașini și deloc atenție pentru pietoni. Drumul ăsta n-are nici un trotuar, nici pe dreapta, nici pe stânga. Pentru noi, călătorii pedeștri. Nu vă mai spun despre gunoaiele de pe marginea drumului și capcanele astea pentru pietonii neatenți, nevăzători, care se feresc de transport pe margine. Așteptăm să moară oameni, după care să ne gândim la trotuare. Cred că mai bine trec partea cealaltă, măcar să văd mașinile în față, chiar dacă e băltoacă mare și gunoiul aproape. Dar măcar să nu mai ia pe surprindere când trece prin spate. Încă un pericol dacă ieși din oraș e să fii înconjurat de haite de câini, care au funcția de paznici la tot felul de întreprinderi private sau municipale, dar care ar trebui să fie în cușcă, în lesă și să nu ne pună viața în pericol. Și aici e stație de sortare a deșeurilor. Minunat că se reciclează, dar de ce nu strânge nimeni de aici? Asta, în mod sigur, e teren municipal sau poate al comunei Chișoda, suburbia Timișoarei. Unde se uită garda de mediu, poliția locală. Se putea măcar aici, fără câini. Mă bucur că măcar e legat. Pe strada Serelor găsim gunoi aruncat la întâmplare. Și nu e doar un loc, două. E pe toată lungimea străzii. Și probabil se aduce gunoiul ăsta în mod continuu, non-stop, inclusiv plastic. Aici e bălegar, adus probabil de proprietarul imașului. Dar aici saci de gunoi. Poate vara nu prea se văd, că e vegetație, e verdeață. Dar iarna, uite, iese toată splendoarea la soare. Sticlă, plastic, lemne puse în saci de plastic. Cineva chiar locuiește aici, pe strada Serelor. Și aici parcă trăiește cineva. Mai rău decât toți ei câinele legat. Stai cu minte. Dacă scot rucsacul, să-l bag în dință. Că nu o să-ți placă. Antenă parabolică cu Opel german și cu cățel la poartă. Unul legat și altul dezlegat. Teren otrăvit, erbicidat. Oare îi obligă legea să scrie așa? Doar nu o să mă apuc de mâncat pământ. Dacă nu poluează destul cetul și trenul, mai bagă și ei o travă și după aceea zic că-i mâncare de la țară, sănătoasă, de la Chișoda. În schimb, iată, pe lângă trenuri și lătrat de câine, găsim și o vizuină probabil de vulpe. Încă o vizuină, mult mai mare. Încă mai sunt gunoaie pe aici, prin șanțul ăsta de pe marginea căii ferate. Dar și tot mai multe semne de viață sălbatică. Am găsit multe porumbrele. Probabil sunt cam poluate și de la aerul orașului și de la solul de aici. Dar tare sunt atractive. Încă n-au înghețat, dar deja sunt gustoasă. Căruță. Nu știu dacă intră și în oraș. Aveți voi în oraș? Ha? Aveți voi în oraș? Da. Aveți voi căruța în oraș? Da. Interesant, la București nu-i voie. Nu? A-a. Și unde trăiți, în Chișoda sau nu? În Ghiroc. Filmez, da. Nu, nu ne filmați, să bine, bine, nu, eu mă filmez pe mine. Da, să merg! N-ai frică! Nu, dacă nu vrea, nu vrea, na, nu filmez, mă filmez pe mine. Cred. Nu dai să iau un suc. De ce? De ce? Nu, văd că lucrați, aveți căruță, eu sunt pe jos. Și unde ne bași cola să mă uit și eu când... Pe YouTube, pe Curaj.TV. Pe Curaj.TV. Acum vrei. Când ajung acasă și cer, mă văd? Nu chiar, de seară trebuie să ajung și eu acasă. Nu, da, să mă văd și eu. Bine. Nu merge, da, să văd. Ceau. No, bun, când ajung acasă pe Curaj.TV. Curaj.TV, da. Ne-am înțeles. Șoc și groază. Pe 14 decembrie am găsit și arbuște înfloriți. Unul a pierdut calendarul aici. De fapt, stai că nu e unul, că sunt mai mulți. Ha, ha. Mă, ce ești de anul ăsta? Ăsta probabil e de anul trecut. Și flori. Nu știu ce copac e ăsta, parcă e porumbrele, dar ce n-are roadă? Gata, nu mai văd flori. Și s-a terminat drumul petruit de-a lungul căii ferate. Am rămas pe drum de țară. Probabil e grâu de iarnă. Interesant, solul ăsta tot e otrăvit, îngrășat, degresat. Am observat vizuinele cele, dar nu pot să nu observ și cuiburile, două alăturate. Probabil sunt abandonate acum iarna, dar în primăvară o să vină gospodinele. păsărele. Drumul trecut de partea asta la alta căi ferate. Și aici tot sunt gunoaie. Credeam că dacă ne îndepărtăm de oraș și drumurile sunt mai inaccesibile, o să fie mai puțină poluare. Aha. Nu e adevărat. Vin unii cu tractoare, cu camioane și deșartă aici. Și nu există organe care să-i identifice și pedepsească. Am călcat în glod. Dar aici n-am nicio pretenție că e la țară. Mă mir că a mai rămas câte un drum. Și urme de animale. Nu cred că sunt lupi pe aici în lipsă de păduri. Cel mai probabil sunt câini. Sălbătișiți. Urmele civilizației responsabile. Pitoloaca asta dintre șag și calea ferată, nu știu ce ne mai putea să aducă gunoiul, dacă nu tot oamenii care locuiesc aici. Sau măcar ei ar fi trebuit să denunțe că iată vecinul cu tare, vecina cu tare a aruncat gunoaie. Că-i sănătatea lor și a copiilor lor. Nu-i așa? Unii iau plantații aici. Ce gustos ar fi fost murile fără peisajul ăsta dezolant și revoltător. Nu mai spun că unii agricultori aici au ars vegetație. Nu știu de ce ei cred că în felul ăsta ajută pământului, când de fapt mai bine o lăsau la marginea lotului să putrezească și după aceea împrăștia pe lot și ar fi fost mai sănătos. Cam în felul ăsta, dar nu cu plastic. Plasticul degradează în sute de ani mai repede dacă stă la soare, e adevărat. Găini crescute în grădină. Căței liberi, dar îngrădiți. Cățelul ăsta e mai boier, așa, are vreo 4 case și nu face gât. Le-o fi obținut prin fraudă. Țâncul ăsta e ținut în locul porcilor și nu știe cum să interpreteze situația. Și căsuță cochetă, ca bordeile de altă dată. Antreu și camera de dormit, bucătărie și tot ce vrei, totul într-un singur încăpere. Presupun că trăiește cineva aici. Și mai presupun că gunoiul ăsta e generat de alții. Nu de omul care trăiește într-o cameruță. Dar mai știi? Oare pisica a cui o fi? Miau? Miau. Asta crede că s-a camuflat. Graviduță. Sălbăticuță. pizzerie tradițională. Luni marți e închis. Interesant cum se numesc străzile. Probabil sunt puține. Maxim 20. Gospodarii au nu numai găini pe aici, dar și fel de păsări bătăuși. Casă veche, bătrânească, din lut, întărită cu un gard din beton și astupate geamurile. Acum, dacă vrei să vezi oamenii pe stradă, ieși pe bancă. Bicla la partea magazinului. Omul nu se mai are încredere în alți oameni. Sau stau cu bețele în mijlocul drumului, sau las copiii să pedaleze pe mijlocul drumului. Curat! Curaj! Asta e tupeu de borfaș. Mașina murdară, casa lucioasă și merțan parcat pe tot trotuarul. Tot la șag. Se vinde lemn pe stradă. Nu știu cât de legal e tăiat, dar nu văd niciun fel de marcaj că iau. Totuși, dacă stă la vedere, probabil știe și poliția ce face omul aici. Șag. Temperatura 7 grade. Pod peste râul Timiș. După cum vedeți, niciun fel de posibilitate de a trece râul, podul, de a continua drumul spre sud, pe jos sau cu bicicleta. Sau o iei așa, pe cărărușă, pe înglod, și te simți cetățean de categoria a doua. Nu interzis accesul pe pod, nici pe jos, nici cu bicicleta. Dar nu o să mă bag pe carosabil, pentru că, ia uite, acostament ioc sau glod. Aici, la baza podului, este o cale de acces îngustă. Asta nu putem să o numim rampă, decât dacă vrem să ne batem joc de oameni. Și aici e cărarea pe care am venit eu. Partea cealaltă e fix la fel. Deci, trotuar este pe pod, destul de lat. Dar acces la trotuarul ăsta nema. Și dinspre localitate, nu-i dinspre câmp. S-o fi gândit că oamenii n-au ce să caute. Pod, partea cealaltă, se opresc la râu. Ciorul vechiului pod, nu știu câți ani o fi având, pare vechișor. Urme de activitate umană iresponsabilă. Trotuar pe podul peste râul Timiș. Și aici trotuarul se termină așa cum a început, nicăieri. Deci, edilii, autoritățile se gândesc că ar fi mai bine să intrăm pe partea carosabilă sau să traversăm periculos. Dar aici tot n-ai unde să te duci, decât să ieși pe câmp, pe sub pod, sau să o iei așa, pe lângă bordură. Nu știu ce vrea să zic West Pallets ăsta, dar văd că mai înseamnă și găini crescute în drum, pe marginea șoselei. O fi șagul ăsta mic, dar nu cred că cimiterul e atât de microscopic. Unul ars aici un fotoliu de responsabil, nici măcar n-avea nevoie de metal. Cel mai probabil s-au înnecat oamenii. Au venit la scaldat. Nu știu dacă Timișul mai e bun de scaldat acum, dar nici lacurile din oraș nu-s bune, dar oamenii continuă să se scalde. Și-au sărit aici de pe copaci, într-o bârnă, și e gata. Cineva a plantat aici un nuc, se pare, dar nu prea vrea el să supraviețuiască cu toată protecția. E lat râul, cam cât prutul. Sau cât răutul. Nu știu cu ce să-l compar. Nu știu unde duce drumul ăsta, dar e cam avariat. Parcă merg stancurile pe aici. Și nu știu când și pentru ce au pus cauciucurile astea pe margine, dar iată că îmi folosesc să evit băltoacele. Mai departe nici pe balustrada asta nu pot merge, e cu vegetație. Oare ce fel de poligon o fi aici? Militar, civil. N-am văzut nicio inscripție pe margine, la intrare sau la ieșire. M-am bucurat să găsesc aici pe malul Timișului traseu cicloturistic cu tomberoane, chiar dacă unii mai aruncă gunoiul la întâmplare. Dar și mai tare m-am bucurat să aud un fazan cântând pe aici. Printre gunoaie. Nu știu dacă o să-l mai aud până am pornit eu camera. Terminat cântarea. Aici ce-o fi urme de mistreț. Gata. Du-te și-l caut. Pe aici s-a auzit. Duios. A, uite, l-a zburat. Era aici, da. O răbdat până când am oprit eu camera. Și cum am oprit camera, cum a plecat făcând zgomot. Bun. Hai înapoi spre oraș. Ghiroc. peisajul ăsta între șag și ghiroc e la fel de înspăimântător, sinistru, ca și pădurea de țepe pe care o rădicau Vlad Țepeș sau vărul lui Ștefan, cel pitic Poriclit cel Mare. Ce investiții serioase, era cândva o plantație de vițe de vie. Și pilonii ăștia pot fi refolosiți, de altfel și pământul cred că e bun. Nu neapărat pentru vițe de vie. Dar uite că statul agrar România nu investește în agricultură aproape deloc. Și tot ce mâncăm din magazine e de import adus. Pentru că investesc alte state mai mult cât să-și hrănească populația proprie și pe alții. Măcar la ieșirea dinspre șag am găsit niște flori, ceva mai optimist decât jungla aceea, țepe de beton. Probabil și fosta plantație va avea aceeași soartă. Va deveni intravilan și foarte degrabă parte din Timișoara. De asta nu mai investește nimeni în ea. Copaște urbanizarea cu alte țepe, deja piloni de beton din ăștia de 10 metri. Unii care sunt mai boieroși, mai pe lângă guvernare probabil, au beneficiat de asfalt până la poartă. Alții, mai din rândul 2-3, merg prin glod. Că așa e în Românica. Cineva-i cineva, dar cineva nu-i cineva. Măcar le-i pietruit drumul, ca să nu fie chiar noroi. Acum înțeleg de ce au făcut drumul încoace. E drumul spre mănăstire. Bine că nu a ajuns cu asfaltul până aici, dar încoace o să vină. Prioritatea numărul 1. Cultele. Așa arată drumurile spre spital și școală și alte necesități de civilizație. Fix așa făceau pe timpul lui Isus. Împodobeau cu lumini electrice brazi, care nici nu cresc prin Israel, Palestina, Egipt, pe unde a fost neamul acela. Și crucea e simbol de închinat. Crucea pe care omul cică a fost răstignit. Toată averea lui era la el. O haină. Ăștia, ia uite ce mașinuțe au la poartă. Trebuie să ne imaginăm ce au în interior. Statul le-a permis și cimitir aici. De ce nu? Trebuie să vine o ziua să văd ce mașini au, că nu degeaba accesul e interzis. Secret. Dar ei au salarii de la stat.